Hei, bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi m-am gândit să fac un tutorial cum să puneți thumbnail de pe telefon, pentru că toată lumea m-a întrebat și sunt aici cu răspunsul vostru. Deci, da, haideți să începem. În primul rând aveți nevoie de această aplicație care va apărea aici pe ecran. Da. Și trebuie să intrați pe ea. Ok, așa arată aplicația când o deschid, pentru că aici este contul meu și să zicem că vreau să pun thumbnail-ul la acest videoclip. Pot să-l schimb. Dau aici. Deci, stați. Aici. Vedeți? Ok. Și apoi trebuie să apăsăm pe editează miniatura. Aici dăm pe schimbă. Și luăm o poză din telefon pe care vrem să o punem. Să zicem, eu o pun pe asta. Și o să dăm selectează. Și apoi salvează. Adică aici. În cască, nu vedeți. Aici. Bum. Ok. Da, și așa am schimbat miniatura, dar acum nu o mai am pe cealaltă. O, sper să da. Deci, uitați cât de ușor este să puneți o miniatură de pe telefon. Mai întâi puneți clipul pe YouTube și cât timp se procesează, intrați repede pe YouTube Studio și gata. Da, deci sper că v-am fost de folos și sper că ați înțeles ceva. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și să scrieți dacă ați înțeles. Să știu dacă am explicat bine. Și da, noi ne vom revedea data viitoare. Putem să strângem 800 de like-uri la acest videoclip? Aș aprecia super mult. Ok, au revoir!